Georgiana Lobonț a făcut declarații neașteptate în mediul online, după ce soțul său anunța că vor divorța. Artista a dat de înțeles că problemele despre care acesta a vorbit în cadrul unui interviu nu există, iar mariajul lor merge mai bine ca oricând. Georgiana Lobonț și Rareș Ciciovan sunt căsătoriți de mai bine de șapte ani și au doi copii împreună, o fetiță și un băiețel. Cei doi s-au cunoscut în liceu și artista afirma, în urmă cu ceva vreme, că a fost dragoste la prima vedere. Deși nimeni nu se aștepta la acest lucru, Rareș Ciciovan anunța în urmă cu câteva săptămâni că între el și celebra artistă există probleme care nu se pot rezolva, motiv pentru care se vor separa oficial. Ca și cum aceste declarații nu ar fi fost făcute, Georgiana Lobonț le-a dezvăluit fanilor săi recent faptul că i și tatăl copiilor să iau planuri mari pentru perioada următoare. Cei doi au început deja lucrările pentru casa în care vor locui, iar cântăreața radiază de fericire, dragilor. Vorbesc aici cu telefonul meu, sunt foarte încântată, dar foarte încântată pentru că gata, începem anul așa cum se cuvine. Începem lucrările la căsuța noastră și pe lângă asta, mâine o să filmăm un videoclip extraordinar la o piesă extraordinară. Este puțin diferită. Puțin mai mult diferită față de ceea ce am lansat eu până acum. O să vă placă foarte mult, mai ales celor care țineți cont de inimă, cei care iubiți. Este o piesă de dragoste. Nu vă zic mai multe detalii decât că o să vă fac o mare surpriză acum. La sfârșit de săptămână, început de weekend, a povestit Georgiana Lobonț pe contul personal de Instagram.